Să intervin în poveste. Da, Horia, spune. Ce scuze. Păi această piesă și... s-a lansat exact în urmă cu 2 ani de zile, da. Tot într-o septembrie luni. Da. Am lăsat-o la Europa FM, ți-mi minte și acum. Da. Această piesă a fost scrisă de Cristi, iar versurile au fost făcute de Andreea. Iar all together. Sunt momente în care în mintea lui Horia se întrepătrund cele două meserii. Cea veche și cea nouă. El vrea să fie și prezentator și cântăreț. Pentru artiștii care deja... Și dansator! Și dansator! Nu-i așa? Pentru cei care au emis o părere pe internet, spunând că Horia n-ar fi cântat live din motivele simple, că domnul Cristi Crețu la chitară nu prea mișca mâinile, e bine să știți că acest Cristi Crețu nu cântă la chitară. El o mângâie. Buricele degetelor... N-a poftim. Ștergem acum. Din nou m-au scos din poezie. Alături de noi câțiva prieteni de ai lui Horia de pe Facebook. Hai să-i cunoaștem rând pe rând. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum vă numiți? Elena. Vârsta? 25. Bravo, dumneavoastră. Bună dimineața. Lucica Rădoi, 29 de ani. Am înțeles. În 4 luni. 6. Cine? Aș vrea să lansați pentru mămicile care rămân greu gravide un îndemn să intre pe Facebook la Horia, că s-ar putea să... Cel mai fertil cont de Facebook, Horia Brânciu. Deci cum ați făcut? Nu, nu asta vreau să spun. Care este relația pe Facebook cu Horia? Scrie da. Des? Scrie des, vă da. Neglijează? Nu, nu, niciodată. E depresiv? Nu. Am înțeles. Da, da, da. Ce mesaje preferați din partea cum lui? Cum își bea el cafeaua, el asta scrie pe Facebook. Da. Și care e fluxul de informații parcă ce vă încarcă cel mai mult? Lucruri despre viața lui intimă, personală? Nu putem să dezvăluim. Sau chestiunile pur profesionale? Ce scris pe Facebook rămâne pe Facebook. Corect, așa este. Aș vrea să știu dacă vreodată pe Facebook, cum vă vorbiți? Iulian, 36 de ani. Aș vrea să știu dacă vreodată a scris de cei mai buni prieteni ai lui. Da. A scris? Da. Cine sunt ei? Eu. Bineînțeles că cele două gazde din această dimineață. Și a scris de bine, cum știu eu? Întotdeauna scrie de bine. Hoga scrie numai de bine. Ok, o să-ți dăm banii înapoi. Maria. Maria. Vârsta? 19. 19. Ia uite, toate vârstele au crescut cu Brânciu, practic. Da, asta nu-i mie, că tu știi cu ce se ocupa Horia de mult, de mult. Televiziune. Așa. Mă rog. Mă rog. Adiacent televiziune. Era un pionier. Îți aduce aminte, te rog? Ce de... să-și aducă Dani aminte? Că pe vremea când făcea Robingo, Brânciu ea nu era născută. Să știi că Horia făcea o emisiune cu trei maimuțoi. Iată, nici astăzi nu e diferit de atunci. Acum e la o emisiune cu doi maimuțoi. Ioana. Ioana, vârsta? 21. Tatăl meu vine din București sau locuiți pe Facebook? București.
Locuiesc și pe Facebook. Am înțeles. În legătură directă, te rog din când în când să-i mai dai câte o înțepătură, că noi nu intrăm pe tine. În fiecare zi. Ca să-i menții tonusul. Evident. Mulțumim tare mult. Aplauze. Aplauze. Pentru... Da, chiar acum am predat legătura. Horia? Hai sus, special. Lasă-te, veniți în pace. Hai repede în pace. Dragii mei, câteodată vreau să fiu Dan Negru. Îl înțeleg pe Dan, că numai așa poți să-i liniștești. Băi! Auzi, dacă vrei un Dan Negru, rezolv, eu am niște băieți. Doamna și domnule, fiți atenți acum. Da. Dragii mei colegi, dragii mei prieteni. Ne-a zis colegi, ce onoare! Mona Lisa. Astăzi e un moment foarte important pentru mine și pentru voi, pentru că exact în urmă cu 10 ani se întâmpla ca Antena 1 să dea drumul experimentului Neața. Da. N-a fost un experiment Philadelphia, ci a fost un experiment foarte bun. 10 ani de existență, la mulți ani! Mulți ani trăiați! Nu mai pot să aplaude, da. Ca este cea mai, una dintre cele mai longevive emisiuni din România și de aceea ne bucurăm foarte mult că în continuare, pe lângă aceste artificii, telespectatorii acestei emisiuni sunt ca niște artificii. Da. Trebuie să suflăm cu toții, să ne punem o dorință, ca dorința ta. Dorința mea este ca Horia să preia Neața când eu nu o să mai am chef să mă trezesc. Sănătate, doar la uite, una s-a îndeplinit. Pe modelul, auzi, Horia, am folosit Neața, nu vrei să iei înapoi? Da, așa. Bun. Nu, astea sunt, da, mă rog. Și câte dorințe putem bun să le punem? Deci toate dorințele pământului, da, trebuie să suflăm. V-ați spus dorințele? Gata, toată lumea? Deci da, noi am făcut 10 ani, Horia? Da, da, împreună. Iseme! Noi trei și. Și. Ce bine. Bun. Bun. Mulțumim care în momentul ăsta vreau să vă spun că Neața... Nu se lasă cu una cu două. Dar înainte, da? În decorul emisiunii, doamnă și domnilor, va sta un... Un ce? Un... Da, da. Băi!